uite cu poliția cum merge în tramvai ca să verifică oamenii dacă au măști la guriță. Botniță, de fapt. Aici la Oradea, pe centru. Da. Vedeți? Poliția cum verifică pe acești oameni în tramvai. Este obligatoriu să porți mască. Dacă nu, te amendează sau te duce la secție să te bată. Acești căței, acești dominatori a oamenilor, le închide gura forțat. Dacă nu le duce la muncă zilnică, să spargă pietre. Da. Vai și amar de ei. Ce s-a ajuns cu România asta? Poliția locală verifică oamenii ca să aibă botință la guriță, în tramvai, în magazine, peste tot. No, asta este poliția română. Da, bine, hai că vă las. Poliția locală, la dirijarea poliției române și de la chereul guvernului corupt, bandit, hoț, ascultă de ei, de stăpânii lor mai mari, ca oamenii să poartă botniță la guriță. Obligat, forțat, dacă nu, le dă amendă sau le bagă la muncă zilnică pe câmp și le tratează ca pe un deținut. Asta urmează să se întâmple cu cei care nu au botniță la guriță. Păi da, dacă sunteți șmecheri, oameni buni, nu ascultați de aceste chestii, pentru că chestiile astea sunt date de satana, necuratul. Mă înțelegeți? Chestiile astea sunt date de necuratul, Lucifer. Lucifer, adică Lucifer. Lăsați botnița la ei pe guriță. Dacă sunteți șmecheri, oameni buni, haide să ne luăm după Domnul Iisus Hristos, nu după necuratul. Eu îl susțin și voi rămâne credincios pentru numele lui Iisus Hristos, Jesus Christ. Nu o să ascult niciodată de ideile lor jalnice, înjosite față de oameni care noi se purtăm botnița la guriță și plus pune acel laser pe fruntea ta ca să-ți ardă fruntea, să-ți lasă un chip, înțelegeți? Ca să te poată localiza mult mai repede, necuratul, satan. Înțelegeți? Lăsați-vă de prostii și de măgării, poliția română. Controlați-vă, vă rog, din suflet, controlați-vă, pentru că voi faceți ca oamenii să fie vulnerabili, stresați și la o adică o să se ajungă la un război rece. Pentru că voi le închideți gura, îi puneți botnițele la gură și înjosiți cu laserul ăla ca să-i ardă la frunte. Eu nu m-am lăsat încă dus de așa ceva și voi fi mereu puternic, cu fruntea în sus. Înțelegeți? V-am pupat, prăduitorilor, sifonarilor, fac justiție.